Zic, dacă e vreo șansă, ne închide asta. Nu, n-aș vrea, pentru că așa frumoasă, așa soare frumos, de acolo nu se vede. Pentru niciunul din procese. De ce? Poate la asta cu milion. Zic că e calomnie, că a cerut prea mult de la statul nostru, care și așa e sărac. Pentru câte procese ai azi? 3. Acum la 9, la 11 jumate și la 3 jumate. Nu există număr, e dată de azi. Ce număr? Mergeți la cancelare și întrebați. Nu există. E la cancelare înregistrată. Cereți lor explicații. Fiți atenți cum s-a pronunțat, fiți luat din sală de judecată. Exact. Știți corect. Domnul Brec, da? La care comisariat? Ce? De ce? Am făcut vreo contravenție ceva? Oleg, hai că n-am să ne ce contravenție? Vreau să mă exprim. Vreau să mă exprim. Vreau să protestez. Dar ce nu-i voi? E permis, conform de situație, Constituția permite. El nu are armă, nu aruncă. Îți permite. Domn Brac. Nimeni nu-l luau, că vă Vreau să protestez și nu mă lasă! Vreau să protestez și nu mă lasă! Asta e poliția dintr-un stat totalitar, se comportă ca miliția! Vreau să protestez și nu mă lasă! Vreau să mă exprim! Păi ce mă plângi, băi, cine e ăsta? Ești polițist, cine e ăsta? Dar de ce nu se legi de mea? De ce nu se legi în locul nostru prima dată? Băi, nu mă împingi, băi, că sunt om liber, băi! Ești locul liber, băi, nu mă împingi, băi! Băi, nu mă împingi, vreau să mă exprim, băi! Domnul Cujanovski, dar... Vreau să mă exprim și nu mă lasă! Ăsta e stat totalitar! Ia uitați-vă ce fac dintr-un om liber! Stat totalitar! Vreau să mă exprim! Vreau să mă exprim și nu mă lasă! Ăsta-i stat totalitar! De câte ori ieșeam la Ministerul de Interne, de fiecare dată eram reținut, fie că era un om, Anatol Juravel, președintele adjunct Hyde Park, care avea autorizație în mână, era reținut. Sau eram 2-3 oameni, toți 2-3 luați, eram vreo 4-5 oameni, toți băgați în dubiță după 5 minute de protest și duși la sectorul de poliție. Atunci am văzut că nu mai ai ce face cu așa regim. Nu erau acele proteste masive, anonime, în care omul să se piardă și erau niște proteste în care trebuia să-ți asumi prezența, faptul că puteai fi filmat, erai vizibil, erai acolo, erai tu și încă câțiva colegi și atât. Când mergeam prima dată la proteste, stăteam cu mintea așezat undeva acolo pe trotuar și așteptam să se întâmple ceva, pentru că am fost și la arestarea din 2006 cu activitatea Liviu Rebreanu, Ministerul Culturii și atunci tot au arestat pe toți, inclusiv fetele, dar eu am rămas cu minte pe trotuar. Dacă ar fi fost un aer cât de slab, cât de firă în școală, probabil că eu acolo continuam, nu căutam Hyde Park, dar am fugit de acolo, că în școală e aceeași atmosferă de apăsare, bă, chiar mai groaznic. Acolo sistemul sovietic și-a găsit un mediu foarte propice. Când protestam împotriva
opozantului comunist, Serafim Orecheanu și mass media lui, atunci nu ne făceau nimic. Când ne-am întors împotriva guvernanților, au început să ne pună piedici să ne rețină, mai ales când pichetam președinția, parlamentul sau Ministerul de Interne. Necesară zile de astăzi și cred eu că ăsta e motivul ca noi oamenii care ne numează nouă mințele și sufletul să fie busturile lor instalate la loc de cinste pe aleea clasicilor. Să știți că nepăsarea e cel mai mare handicap. Procuratura uneltește cu poliția și de fiecare dată acoperă fără dilezile lor. Și iată, la moment prezent, în dumneavoastră, vedeți că iarăși suntem hărțuiți, avem declarație. Trece cu așa, trece că e cu așa. Nu înțelegi că jurnaliști filmează acum? Dar nu ți-e rușine, îți porți așa cu un om liber? Dar de ce nu mă previi? De ce nu-mi dai voie să ne fac greșeala? De ce mă forțezi, băi, omule? Hai să răspunzi, băi, omule, am și ieși, băi! Tare, băi, mă, ce-ți mai sunteți? Cam paiele în cap! Noi suntem urmăriți, noi suntem depistați, ca niște criminali, știți? Parcă am și făcut nu știu ce rău. Mi-amintesc când am pichetat vreo 3 zile la rând Ministerul de Interne împotriva abuzurilor comise tot de polițiști și de fiecare dată eram reținuți, urcați în dubiță și duși la comisariatul de poliție. Mi-amintesc când protestam în fața guvernului pentru instalarea pe aleea clasicilor a bustului lui Liviu Rebreanu și am fost ridicați vreo 9 oameni, ținuți 3 zile până de pe 30 august până pe 1 septembrie în condiții inumane și degradante la comisariatul de poliție Buiucani, inclusiv 2 fete care au fost ținute într-o celulă separată. Pe 7 aprilie 2009, CEDO a condamnat Republica Moldova în cel mai răsunător dosar Hyde Park. Se pare că atunci s-au plătit în total vreo 28.000 de euro. Cereau atâția metri de la edificiile, deși noi le respectam. Și că vedeți, noi absolut nu încurcăm lumea. Noi suntem acolo respectând toate prevederile cele lor. Ei nu căutau respectare, dar căutau cu orice mijloc, orice mijloace de a ne îndepărta. Vom avea mentalitatea că cineva trebuie să vină să ne schimbe sau se va schimba de la sine doar prin trecerea timpului sau o va face cineva mai guraliv, va striga, va lupta cât pentru celălalt milion, nu se va schimba evident nimic. Dimpotrivă, lucrurile lăsate să decurgă de la sine se înrăutățesc. E practic o legitate. Schimbarea de atitudine a venit de la ProTV, care a început să reflecte protestele noastre spre sfârșitul regimului opresiv Voronin, cam prin 2007. Primele acțiuni filmate de ei, dar taman atunci am început și noi să avem camere de împrumut sau ale noastre și le făceam într-un fel concurență. Poate că asta a și determinat schimbarea de atitudine a mass media și faptul că a apărut concurență și țara fiind mică, evenimente nu prea multe, au început să bage în seamă și protestele sau conferințele sau marșurile Asociației Hyde Park. Odată ce ajungi să pui problema, să te implici în anumite proteste, acțiuni, proiecte, am început personal să realizez că e o dimensiune capitală a unui om, adică nici nu te simți împlinit dacă nu te gândești și la aspectul ăsta social. Doar noi suntem ființe sociale, nu putem spune că trăim doar ca să mâncăm și să producem dejecții. Mai ales într-o societate imperfectă, pe departe de a fi perfectă, unde drepturile omului încă se încalcă practic zi de zi, unde suntem departe de a ne lăuda cu o democrație autentică, veritabilă. Principalul era că
ca omul să se elibereze singur, fiecare în parte să se elibereze de frica aceasta, de frica de sine. El se temea de sine, el nu avea încredere. Și atât. Asta a fost, cred că, lucrul principal, ținta principală, dar și astăzi. Și astăzi, dacă o Oleg Brega duce emisiunea aceasta atât de simpatică, atât de necesară, inamic pub. Acceptați să discutăm cu camera. Putem? De ce nu acceptați să discutăm cu camera? Nu știu, sunt artist să-i mă filmez. Nu ești artist, ești în funcție publică. Cine sunteți? Comandant regimentul, nu spun, dar vor. O legitimație. O legitimație să văd. Doi ghenă. Ghenă că răspund fucăriesc că e după tine. De ce faceți lucrul ăsta? De discur astea. Pentru mine Hyde Park a fost o școală. Și este o școală. Și este o școală. Ceea ce n-am reușit nici eu să fac cu elevii mei și ceea ce n-am putut să aud în școală, să iau în școală, am luat aici. Ministerul pe timpul comuniștilor nu vroia să recunoască deciziile adunărilor generale ordinare și succesiunea de președinți, pentru că eu după primul mandat de 3 ani am vrut să fie mai multă lume implicată și m-am retras, am zis că eu nu mai vreau să fiu președinte, atunci țin minte că a fost ales Ghenadi, după mine, după Ghenadi au mai fost alții, vreo 5-7, nu știu câți președinți avem noi până acum. Dar Ministerul Justiției niciodată n-a recunoscut deciziile noastre, ei vroiau să ne pună bețe în roate, astfel că formal în actele Ministerului Justiției eu am rămas fără o lună, 5 ani la rând președintele Hyde Park și și Consiliul se pare că a fost primul recunoscut, celelalte n-au mai fost acceptate de guvern. Probabil din motivul ăsta noi după 5 ani am decis să ne autodizolvăm și să activăm ca mișcare, organizație neformală. S-a discutat vreodată la adunare cu părinții, de exemplu, necesitatea de a face un curs de educație civică sau un curs de drepturi? Niciodată. Niciodată. Și din punctul ăsta de vedere eu mă simt norocoasă. Pentru mine Hyde Park a fost o deschidere. Nu îmi imaginez cum aș fi gândit azi și care ar fi fost principiile sau valorile mele pe care le-am integrat acum și pe care eu mă bazez fără participa la această organizație. A fost o școală de viață. Foarte multe organizații se închid la ei în oficiu, analizează foarte mult anumite situații și când oferă un răspuns sau fac deja o acțiune este mult prea târziu. Ceea ce face Hyde Park și eu mă mândresc cu asta este că știe să reacționeze expromt și să mobilizeze fie nu mulți, 2-3 membri, 4-5, dar deja este impact și vede cineva le pasă. Pe 9 aprilie seara am fost vizitat acasă aproape de miezul nopții de vreo 5-7 bărbătoi, majoritatea în civil, numai unul era în uniformă, micuț, pistruiat, roșcat, care a prezentat un document, ci că ea că avem voie să vă percheziționăm. Și într-adevăr ne-au percheziționat, ne-au hurducat, ne-au îmbrâncit, eram 4 membri Hyde Park aici, inclusiv gazda, domnul Băcu, pensionar, stresat omul că i s-a umplut casa cu polițiști. Au intrat așa ca niște, într-adevăr, ca niște vandali, au intrat. M-au deschis ușa și imediat la mine, repede, pune pe masă telefonul. A zis, stați, domnule, zic, ce se întâmplă? Și au venit imediat, nicio mișcare. Mi-au confesat, și eu vroiam să ies afară. A zis, nu, mi-au interzis și îl căutau pe Ghenadi Brega. Nu știu de unde, zic, de unde eu știu ce eu...
Eu, ca vedeți, sunt om pașnic în care n-au explicat pentru ce îl căutau? Nu știu. De asta m-am mirat când a doua zi Procuratura Generală a scos comunicat de presă că s-a deschis dosar penal pe numele Ghenadie Brega, care la ora aceea nici nu era în piață, plecase cu 2-3 ore mai devreme. De ce dosar penal pe numele lui? Pentru că el era semnatarul declarației prealabile despre protestul pașnic cu lumânări de la ora 6 seara din data de 6 aprilie. Păi da, fapta era cu totul alta și era acuzat de niște chestii foarte grave, de uzurparea puterii în stat sau de nu știu ce răsturnare, de când asta nici nu se întâmplase în 7 aprilie dimineața. Avea să se întâmple înspre seară. Ei poate în seara aceea au avut de gând să facă chestia asta și comunicatul era programat să apară pentru chestii care s-ar fi întâmplat în noaptea aceea. Dar dacă lumea s-a împrăștiet, ei nu au avut cu cine să facă. Și atunci s-a dat peste cap planul lor prin faptul că ați trimis oamenii acasă în seara de 6 aprilie. Au vandalizat, m-au izolat, așa, dar în vremea aceasta când unul din ei în civil, probabil că erau polițiști, dar îmbrăcat în civil, mă țineau aici de vorbă, căutau să afle dacă eu știu ceva despre Ghenadie Brega, dar în vremea asta am simțit cum prin toate camerele, pe afară, căutau și mi-a făcut percheziți, m-au întors casa așa cu fundul în sus peste tot. Și am vrut să văd ce se întâmplă. Și nu mi-au dat voi. M-au închis și nu mi-am dat voi. A fost stresant pe 7 aprilie. Am pornit ca martor, cameraman, reporter și am ajuns ca victimă a unor violențe de care se făcea vinovată în primul rând guvernarea de atunci, bâta ei, Ministerul de Interne, Poliția, Procuratura și Serviciile Secrete. Se fac vinovați și cei care acum sunt la guvernare și atunci făceau opoziție, pentru că nu au luat măsuri de prevenire a acestor abuzuri, că nu i-au apărat pe cei care atunci au fost maltratați, abuzați, deposedați de lucruri și au promis după aceea schimbare, au ajuns la guvernare cu acest slogan, dar n-au făcut mare lucru. Nimeni dintre cei care au încălcat atunci flagrant drepturile omului și legile n-au fost trași la răspundere în mod efectiv. Deci ei, într-un fel, sunt complici cu foștii guvernanți. Mă simt în continuare o victimă a regimurilor de atunci și a regimului de acum. Mie mi se pare că nu o să se schimbe prea mult din situația actuală, dar poate sunt eu prea pesimistă acum și s-ar putea încă peste o perioadă, când ne mai trece stresul și devine mai puternic un atât de emoțională, să mă întorc înapoi în Hyde Park. Poate peste 5 ani, din păcate, lucrurile nu se vor schimba și de Hyde Park o să fie în continuare nevoie, așa că trebuie să fim tot acolo. Și tot prin acțiunile pe care le faceți și tot prin manifestările vocale. Dacă continuă tot așa, cred că peste 20-30 de ani, cred că va persista, cred că va fi situația asta, dacă nu mai rău.